organizată de Pro-România Târgoviște înainte de alegerile locale. Suntem încrezători că vom scoate un rezultat bun, vom fi revelația acestor alegeri. În prima parte a conferinței de presă o să continui să vă prezint proiectele noastre. În conferința trecută v-am prezentat o parte din proiectele din programul de dezvoltare economică, socială și culturală pe care îl expune Pro-România Târgoviștenilor în această campanie electorală. Și acum este structurat pe 7 capitole și acum o să încep cu capitolul administrație eficientă. Elaborarea unei noi strategii de dezvoltare locală care să seteze pașii pentru următoarele proiecte majore, realizarea unui plan urbanistic general complet digitalizat, document normativ care să asigure dezvoltarea armonioasă a municipiului în următorii 10 ani, dezvoltarea unui sistem informatic integrat ca parte componentă a planului urbanistic general pentru digitalizarea tuturor proceselor în cadrul administrației locale, înființarea unui departament de asistență și consultanță pentru elaborarea de proiecte realizate prin accesare de fonduri europene pentru tineri și mediul de afaceri. De asemenea, dorim înființarea unui consiliu al seniorilor care să funcționeze ca organism consultativ pe lângă aparatul de specialitate al primarului, cu referire la proiectele pentru dezvoltarea județului și a municipiului Târgoviște, pentru că noi considerăm că pensionarii nu trebuie priviți ca niște oameni care sunt epuizați, ca niște asistați sociali, sunt oameni care au cariere în spate și pot să ajute cu sfaturi și cu proiecte pentru dezvoltarea acestui municipiu. La educație și cultură. Digitalizarea sistemului de învățământ prin asigurarea de către administrația locală a tuturor echipamentelor necesare pentru toți elevii din municipiu, tablete, laptopuri pentru profesori, crearea unor platforme e-learning, biblioteci virtuale, etc. Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor la campusul Universității Valahia, prin crearea unor noi spații de învățământ, a bibliotecii universitare, căminelor studențești, a bazei sportive, a sălii de sport și amenajarea modernă a parcului cu suprafață de 11 hectare. Crearea infrastructurii educaționale pentru organizarea de programe after school în fiecare școală din municipiul Târgoviște. Stimularea prin parteneriate publice-private a implicării mediului de afaceri local în organizarea practicii de specialitate a elevilor și studenților. Adaptarea ofertei educaționale în licee și universitate la nevoile pieței forței de muncă. Acordarea de burse de merit pentru elevii cu rezultate foarte bune la învățătură și de burse sociale pentru elevii din medii defavorizate. Construirea unei grădinițe cu program prelungit în zona străzii Ie Florescu prin grupul de acțiune locală. Construirea unei creșe, de asemenea în zona Ie Florescu, tot prin grupul de acțiune locală. Înființarea unui colegiu militar tehnic pentru reluarea unei tradiții educaționale a Târgoviștei. Amenajarea modernă a unei biblioteci municipale pentru copii, fond de carte atractiv și actualizat, centru multimedia, spații pentru lecturi publice, activități culturale, educative și altele. De asemenea, am scris noi finalizarea proiectului de reabilitare, modernizare și extindere a creșei numărul 8. Am înțeles că a fost foarte iritat candidatul PSD-ului spunându-ne că s-a finalizat lucrările la această creșă. În momentul redactării acestei oferte electorale de către noi, această creșă nu era finalizată și nu știam dacă se va finaliza, pentru că, în primul rând, aceleași lucruri despre termene de finalizare a investițiilor ni s-a spus și în trecut. Vedeți aici stadionul, care ne spune că ni s-a spus că va fi gata în vară. Avem centura orașului, ca exemplu, avem școala Mihai Viteazu, care ne-a spus că va fi finalizată în septembrie, și multe alte lucrări de investiții de care nu s-a ținut de cuvânt, așa că noi nu știam când se va finaliza această lucrare. Și am mai uitat să spună candidatul că proiectul de modernizare a creșei 8, a creșei 13 și a creșei 14 sunt proiectele mele, cu finanțare prin PNDL 2, banii aduși de Adrian Țuțuianu, 747 de milioane.
record pentru județul Dâmbovița atunci când era președinte al Consiliului Județean. De asemenea, am spus noi asigurarea transportului gratuit pentru elevi din municipiul Târgoviște, înființarea unui centru cultural municipal, preluarea în parteneriat cu instituția Consiliului Județean Dâmbovița prin expropiere în interes public a Casei de Cultură a Sindicatelor, înființarea Muzeului Tradițiilor Militare, în clădirea în care a funcționat fosta școală de cavalerie. La sport, vom face demersuri pentru atragerea partenerilor privați în scopul asigurării bugetului necesar echipei de fotbal Chindia Târgoviște. Și de asemenea, vom crea Academia de Fotbal Chindia prin preluarea bazei sportive de la OMV Petrom și construirea unui centru modern de antrenament și alte facilități pentru copiii și juniorii clubului Chindia în parteneriat cu instituția Consiliului Județean Dâmbovița și investitorilor privați. Echilibrarea și distribuirea bugetului clubului sportiv municipal în mod echitabil către toate sporturile reprezentate în club. Eu cam atât am avut de spus despre proiectul nostru de dezvoltare economică, socială și culturală a municipiului Târgoviște. V-am mai spus, obiectivul nostru principal este acela de a dezvolta Târgoviștea ca principal centru economic, social și cultural din regiunea Sud-Muntenia. În cea de-a doua parte, ținând cont că este ultima apariție a mea în fața dumneavoastră până la alegerile locale, vă stau la dispoziție pentru eventualele întrebări. Ce credeți că diferențiază programul noastră de candidaților? De ce să vă voteze pe noastră? Că și eu programe cam asemănătoare. În primul rând, noi ne axăm pe proiecte majore. Ne axăm pe o viziune pe care o avem asupra dezvoltării orașului pe următorii 10 ani. Poate chiar mai mult. Venim cu proiecte majore și spunem că Târgoviște ar trebui să dezvolte ca o metropolă cu 200.000 de locuitori. Ar trebui să avem un parc industrial în Târgoviște. Ar trebui să începem demersurile pentru construirea inelului 2 de centură. Sunt niște proiecte majore, avem o viziune de dezvoltare a municipiului Târgoviște, așa cum ar fi trebuit să aibă fiecare candidat la primăria Târgoviștei. Eu cred că asta ne diferențiază. O inițiativă, să-i spun, corectă și salutară în același timp, pentru că târgoviștenii au nevoie, este utilă o asemenea dezbatere și au nevoie să vadă candidații într-o dezbatere. Apoi am văzut că nu este decât o răfuială pe Facebook între cei doi candidați. Eu sper să aibă loc această dezbatere și voi fi prezent când voi afla mai multe detalii despre locul unde se va ține. Și s-a avansat ideea stadionului. Tocmai asta spuneam. Eu nu cred că va putea avea loc pe stadion. Asta a fost decât o înțepătură din partea candidatului pe PNL la adresa candidatului PSD. Caută-și noi un suport mai solid. Probabil. O astfel de dezbatere într-un cadru, într-un mod civilizat, expunere de proiecte și fără... Lângă o hală de aia de rămată, de la combinat. Acum a intrat și dumneavoastră la fel în aceeași logică. De mai mult timp, că este umblat între PSD și PNL, așa cum am văzut întotdeauna la primăria Târgoviștei. Am mai spus-o, uitați-vă, ultimii doi candidați la primăria Târgoviștei din partea dreptei și o să-i vedeți alături de PSD acum. Care ar fi miza blatului la nivelul municipiului Târgoviște? Nu știu, miza blatului. Miza blatului ar fi aceea de a scoate din competiție partidele care vin cu ceva, partidele mai mici, care vin cu ceva nou, care vin cu oameni noi, vor să își păstreze privilegiile, se ciondănesc în campanie, iar apoi își dau mâna. PNL-ul până ieri era mic, domnul Bozier. Mare l-a făcut faptul că a fost puși la guvernare. Totuși sunt la guvernare și a fuzionat cu PDL-ul. Acum avem un PDL-PNL care
Și în Dâmbovi s-a scurtat din PNL-ul a fost... Inexistent. 7%? A fost 7%, dar la ultimele alegeri a trecut de 20%. A fost mare aia. O să vedeți eu nu știu, la pe vremea asta. Eu sper să scadă și PSD și PNL sub 20%, dar v-am spus și la nivel central, această, hai să nu mai spunem blat, această înțelegere între partidele mari, sigur defavorizează pe cei care vor să intre în politică, pe cei care vin cu alte idei, vor să rămână tot ei. Etern. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, deci o îndăneală asta dintre PSD și Proromânia și în Dumbovița, în mod deosebit. A zis că la nivel central s-a pus problema unei colaborări post-electorale între Proromânia și PSD de sprijin în consiliile locale, formarea majorității în consiliile locale și consiliile de țară. Această problemă, cum spuneți dumneavoastră, s-a pus întotdeauna, pentru că vine în mod natural. Noi suntem de centru stânga, PSD un partid de stânga. Însă, așa cum a spus-o și domnul Ponta de nenumărate ori, noi vrem să ne aliem cu membrii PSD, dar conducerea PSD-ului a rămas prinsă în aceleași metehne. Nu s-a schimbat absolut nimic. Deci, atâta timp cât PSD-ul nu vrea să se reformeze și rămâne în trecut, n-avem cum să avem o colaborare cu ei. Ei vorbesc tot timpul de reformare. Cel puțin în ultima vreme. Da, dar atunci când Ponta a vorbit de reformare, când Țuțuianu a vorbit de reformare, au fost dați afară. Așa cum vrei să te reformezi când cei care erau inițiatorii reformei în PSD au fost îndepărtați? Credeți că va fi posibil o alianță din această postă electorală cu PSD-ul în Dâmboviță? Noi nu excludem nici PSD, nici PNL dintr-o colaborare după alegeri. Am văzut că PSD-ul Târgoviște a exclus o colaborare cu noi. Nu știu din ce motive, însă noi suntem aliați cu târgoviștenii, cu dâmbovițenii, iar dacă ei vin cu programe în care noi să ne regăsim punctele pe care le-am pus în oferta noastră electorală, sigur că o să facem astfel de colaborări. Să înțeleg că punctual în unele localități vă puteți alia cu PNL-ul și în altele cu PSD-ul. Deocamdată, da. Dacă este în interesul comunității respective, sigur că ne putem alia și cu PNL și cu PSD. Dar v-am spus, în primul rând, aliații noștri sunt dâmbovițenii și târgoviștenii și interesele lor trebuie să primeze. Ce de transmiteți alegătorilor? Să vină sau să nu vină? Să vină. Eu sper să... Știți foarte bine poziția pro-România vis-a-vis de aceste alegeri. Ca să-mi continui ideea, în contextul pandemiei. Păi tocmai asta voiam să... Cei mai expuși sunt din anumite categorii sociale, cum în Maxim. Da, riscă foarte mult. Noi am spus întotdeauna că aceste alegeri nu trebuiau făcute acum, sau dacă erau făcute, trebuiau să fie toate în aceeași, hai să nu spunem în aceeași zi, că avem o decizie a Curții Constituționale, dar la distanță de o săptămână sau în zile consecutive. Pentru că, vedeți dumneavoastră, avem pandemie, avem număr în creștere de cazuri și guvernul Orban nu se preocupă de altceva decât de alegeri. De ce spun că ar fi trebuit să fie în zile consecutive sau măcar la o săptămână? Pentru că noi din luna iulie până în luna decembrie o să fim într-o continuă campanie electorală, în plină pandemie. Campanie electorală ce presupune? Să te întâlnești cu oamenii, să dai mâna cu ei, să le vorbești oamenilor, pentru că până la urmă, dacă nu ai contact cu alegătorul, ce campanie electorală ar mai fi? Dar se pare că și PNL și PSD au convenit ca românii să stea în plină pandemie cu riscul de a se îmbolnăvi 6 luni de zile în campanie electorală. Acum eu sper să vină cât mai mulți la vot, dar să aibă grijă să respecte aceste minime reguli de distanțare fizică, de purtare a măștii, și
dezinfectarea mâinilor atunci când intră în secția de vot și când ies din secția de vot. Sigur că nu îți asigură în totalitate o protecție, însă dacă PNL și PSD ne-au obligat să mergem la aceste alegeri, trebuie să facem și să-i pedepsim în același timp pentru aceste lucruri.